Am zis că mă bucur să mă aflu azi aici împreună cu voi. Una e să mă aflu aici și alta e să mă aflu împreună cu voi. Sunt un fost drogat, e că artist ignorant, e că e dependent de recuperare, e că dealer de speranță. Deși am fost invitat să vă spun o poveste, Vă invit mai degrabă să trăim împreună un sentiment pe care ulterior să-l să povestim. Sunt atât de multe emoții înăuntru meu acum, cred că îmi tremură un pic genunchi, încât mă face să mă gândesc că în trecut plăteam bani foarte mulți ca să pot să mă simt cel puțin la fel de bine. <laughs> uh... Dacă e să fi învățat ceva în toți acești ani, sunt curat din 1 a 1 2012, de obicei consumatorii au o vorbă, de mâine mă las, sau de ziua mea mă las, sau de Revelion, după Revelion mă las, sau de Crăciun mă las. Culmea la mine, fix, fix înainte de anul nou a fost. Și ce am învățat în toți anii ăștia e că nu știu nimic. Vă sună cunoscut? Și tocmai această recunoaștere îmi permite astăzi să fiu deschis la a învăța zi de zi, și îmi permite să am o conexiune cu ceva superior mie însumi. La vreo doi ani și jumătate după oprirea consumului meu de droguri, mă perindam pe stradă, întorcându-mă acasă, și am remarcat ceva ce nu mai văzusem vreodată curios dacă cineva și imaginează ceva, dar eu am văzut verdele copacilor. Pentru prima oară în viața mea am văzut verdele copacilor. Și o voce în cap mi-a spus că asta este Dumnezeu. Am fost ok. Imediat am simțit, imediat m-am simțit cumva luat prin surprindere și pentru prima oară în viața mea am auzit râsetele copiilor din parc nu mi s-a mai întâmplat niciodată acest lucru. Și aceeași voce mi-a spus că e tot Dumnezeu. După care am văzut însă și parcul, am simțit clar că e Dumnezeu, după care a venit o altă voce, un alt ton, și privind în jur mi-am dat seama că erau foarte multe mașini parcate și se auzea uh, zgomotul traficului infernal de pe marile bulevard. Și a venit o voce cu, pe un alt ton și m-a întrebat: Dar lucrurile astea, asfaltul ăsta, cimentul ăsta, zgomotul ăsta, mașinile astea, poluarea asta, tot Dumnezeu. Și am rămas așa un pic în șoc, două secunde, și am zis: Am auzit, de fapt, da, e tot Dumnezeu. Și apoi a venit ceva foarte puternic care mi-a schimbat viața în momentul ăla: dar drogurile, dar armele, dar războaiele, dar, dar cele mai atroce crime care se întâmplă chiar acum, oriunde în lume, sunt tot Dumnezeu. Răspunsul a venit în mintea mea. Da, sunt tot Dumnezeu. Din acea zi până în acest moment, care tocmai a trecut, care tocmai a trecut, care tocmai a trecut, nu am mai fost părăsit niciodată de această stare de împlinire. Pentru că am găsit un Dumnezeu personal. Dumnezeu așa cum îl înțeleg eu, care cuprinde tot ce este bun și tot ce este rău, fără ca eu să mai valorific vreodată lucrurile din viață și din lume ca fiind bune sau rele. Acesta este unul dintre multele momente de trezire spirituală pe care l-am avut în timpul procesului meu de recuperare. Cineva mai inteligent ca mine a lăsat câteva cuvinte cu deosebită semnificație. Înainte de trezire sau iluminare, taie lemne și carapă. După iluminare, taie lemne și carapă. Iluminarea pentru mine este profund legată de ceea ce numim majoritatea dintre noi conștientizare. Un cuvânt simplu, dar cu implicații deosebit de complexe. Conștientizarea unei probleme legate de dependență este însăși eliberarea din dependență. Când eram copil, nimeni nu m-a întrebat vreodată: Când vrei să te faci mare, vrei să devii consumator de droguri? Nu, nu. Dependența nu este o alegere. Iar consumul de droguri este cel mai vizibil simptom al unei suferințe extrem de personale. Dependența este o condiție care poate intra în remisie. Dar cu toate acestea, dintr-o perspectivă spirituală, ea rămâne până la finalul vieții cu mine. Dependență, da? Consum de droguri, da? Dar dependența rămâne până la finalul vieții cu mine. Condiția de dependență nu are un tratament specific. Încă nu a fost inventată pastila minune. Probabil că dacă ar fi inventată o astfel de pastilă, ca dependenta zice, băi, dar dacă aș lua două, ce s-ar întâmpla? Dar ce s-a întâmplat, de fapt, cu mine atunci când opream consumul? Că, de fapt, asta este întrebarea. Pentru că există recuperare în urma efectelor dependenței, dar există... Doar o remisie a simptomelor unei astfel de suferințe. Gândirea obsesivă, comportamentele compulsive, egocentrismul, autocompătimirea, autosabotarea, golul interior, stima de sine mult prea scăzută, toate acestea apar înainte ca drogurile să devină o problemă și, și cu siguranță vor rămâne mult timp după ce drogurile au încetat să mai fie pentru mine o problemă. Cel mai ușor lucru este să te lași de droguri. E cel mai simplu lucru. Cel mai greu e că atunci începe viața. Gândește-te sau gândiți-vă cum ar fi să vă pierdeți locul de muncă și să vă părăsească partenerul de viață sau să vă moară mama, să vă moară tatăl, și să fiți băgați la pușcărie pentru asta sau instituționalizați nevoluntar. Întrebarea e, unde e alegerea? Viața pur și simplu se întâmplă. Nu e ca și când viața mi-a bătut la ușa azi și m-a întrebat Hei, Laurențiu, cum vrei să fie ziua de azi? Vrei să fie roz? Vrei să fie în culori multiple? Vrei să fie în tonuri de gri? Cum faci față vieții fără a-ți mai face rău și fără a face rău altora? Dependența nu este o chestiune de voință. Dependența nu e ceva rațional. Mesajele de pe pachetele de țigări sunt mesaje raționale, dar fumatul este foarte, foarte emoțional. Hm? Voința implică de obicei o acțiune conștientă. A spune că te poți lăsa de droguri, având oarecare voință. E ca și cum ai spune unui om care locuiește pe stradă, dacă cumpărăți o casă. Sau ceva mai apropiat pentru dumneavoastră să vă identificați. O să vă invit până la finalul evenimentului. Dacă aveți nevoie la baie, dați dovadă de voință și nu vă duceți. Nu merge. Dependența se poate întâmpla oricui. Suferința este inevitabilă. Eu am intrat în coma alcoolică la vârsta de 10-11 ani. Uh, am crezut că niciodată nu mă voi mai atinge de alcool. Dar ce știam eu pe atunci? 10-11 ani? Șase copii, 40 de grade afară, o sticlă de coniac. La Urențiu a trebuit să bea două, trei pahare cu ou crud peste cap, nu mai consumasem alcool în viața mea. Ceilalți copii doar au mirosit și au plecat. Dar ce... wow, la nici o lună am început să consum. Singura dată când m-am oprit a fost abia la 21 de ani. Și am consumat toate drogurile posibile, legale, ilegale, pe care mi le-am administrat în toate formele posibile, în fiecare zi. Trăiam pentru consum și consumam pentru a trăi. Am locuit pe stradă și zilele astea, chiar m-am simțit super răsfățat aici în Cluj. Felicitări! Mulțumită eforturilor dumneavoastră ale fiecăruia dintre voi. Eu am putut să fiu azi prezent aici și am comparat mult aceste zile cu perioada pe care am petrecut-o în timpul de dependenței, pe care am trăit-o în timpul de dependenței active. Am dormit pe stradă, am mâncat de pe stradă, am dormit în scări de bloc. Astăzi azi noapte am dormit într-un loc atât de deosebit pentru mine când m-a făcut să mă gândesc la scara care dădea, la scara de la etajul 10 care ducea pe, pe, pe bloc și era o treaptă atâta și dormeam 13 pe treptele alea, fiecare cu treapta sa. Și dimineața aveam un alt dependent care ne aducea o franzelă uscată cu cartofi prăjiți și aia era masa. Uf. Am dormit și mașini abandonate, am dormit și pe bancă și sub bancă. Și... Un exemplu ar fi că în timp ce colegii mei se pregăteau pentru bacalaureat, eu dormeam la etajul 5 într-un bloc. O vecină lăsase o canapea și eu am transformat canapeaua aia a pat și mă trezeam dimineața ca să mă duc la fiecare examen în parte și tot ce făceam era ca să îmi administrez drogul, să pot să ajung până la școală. Și am picat un examen, l-am luat în toamnă. Dependenții sunt oameni foarte inteligenți. <laughs> mai mult decât atât, cei mai deosebiți oameni pe care îi cunosc sunt dependenți. Pentru că deși îi vedem ca fiind niște drogați, niște outsideri, câți dintre noi ne reîntoarcem mereu la cărțile lor, la muzica lor, la filmele lor, la arta lor. Ca dependent activ, ești foarte imersat în realitate ai nevoie să jonglezi constant cu concepte foarte familiare pentru fiecare dintre noi. Dealerul întotdeauna te cheamă la o locație fixă și la o oră fixă. Și ai nevoie să gestionezi bani și ai nevoie să gestionezi trasee. Și ai nevoie ca la finalul zilei să simți că a meritat investiția. Probabil că un antreprenor, antreprenor la început de drum se simte uneori ca un junkie. Dependența nu este libertate. Gândiți-vă că m-am chinuit peste 10 ani să mă droghez o singură dată ca lumea și nu am reușit. Am continuat să o fac până când am ajuns într-o stare cumplită de degradare fizică, mentală, emoțională, spirituală. Din toate punctele de vedere, eram falimentat. Dependența, conform uneia dintre definițiile lui Gabor Mate, este o încercare disperată, disperată, de a scăpa de suferință. Mulți dintre noi, eu și alți drogați sau fuși drogați, provenim din medii în care, într-un fel sau altul, ne-au pus constant viețile la încercare. La vârsta la care uh, alți oameni descoperă viața cu deosebită curiozitate. Când ajungi să manipulezi, să furi, să comiți fapte care. Sunt dincolo de limitele legii. Libertatea ți este vândută unui singur gând. Cum anesteziezi cât mai repede? Să te ferești de sentimentul de pace și de liniște pe care ți-l poate oferi consumul unui drog. E foarte periculos să consumi și să te simți bine, să găsești ceva ceea ce mulți dintre noi consum, căutăm. Până la urmă, noi, drogații, suntem oameni. Ne dorim aceleași lucruri: liniște, pace, acceptare, înțelegere, dragoste, să te simți parte din comunitate. Să simți că ești apreciat, și mai ales să te simți în siguranță. Drogurile nu vin niciodată gratuit. Prețul pe care eu l-am plătit pentru a fi astăzi aici este un preț mult prea mare. Nu am venit să mă laud cu reușitele mele pe plan artistic, nici nu am vreo business sau vreo viziune care să schimbe lumea. Cu toate acestea, există speranță. În dependență nu există speranță. Așa cum e în povestea cutiei Pandorei, atunci când toate rele lumii ies la suprafață, se spune că rămâne speranța. Ceea ce te face să te gândești că poate speranța le ține de fapt pe toate la oaltă. Când îți pierzi speranța, îți pierzi umanitatea. De altfel pierzi ultima formă de a crede că va fi mai bine. Paradoxal, în tocmai acela, în acea clipă, același, în acea clipă și acela este momentul în care recuperarea poate să devină posibilă. Pentru că există recuperare. Deși nu există un tratament, procesul recuperării este unul atât de real precum sunt și eu azi în fața dumneavoastră, azi aici. Crescut pe Maidan, cum se zice la mine în oraș, educat în compania altor drogați, într-o atmosferă în care pericolul poate oricând să-ți dea sângele pe nas, toate acestea mi-au dezvoltat capacitatea de a îndrepta aceleași acțiuni spre recuperarea mea. Sunt eu oare dispus să fac tot ce-mi stă în putere azi ca să nu consum indiferent de ceea ce se întâmplă. Doar pentru azi, da, chiar mai mult decât atât. Nimic nu a întregit mai bine cercul recuperării mele, cum a făcut-o legătura pe care o am cu alți dependenții în recuperare. Aproape că nici nu era nevoie să fiu, la, să fiu invitat la TEDx, pentru că în Cluj există oameni la recuperare care se întâlnesc, îmi sunt foarte buni prieteni și zilele astea am fost la foarte multe instituții și locuri în care există soluții pentru consumatori, astfel încât să păstrăm povestea vie. Am fost predispus să pierd viața în nenumărate ocazii și totuși sunt aici. Dependența este o boală, ca diabetul, eu sunt alergic la droguri, iar dependența nu se încheie odată cu oprirea consumului. Împreună cu alți dependenți în recuperare, azi mi-am recăpătat identitatea. Azi oferim societății înapoi ceea ce înainte am luat de la societate. Pentru că drogurile nu transformă drogații în niște criminali, ci legile fac asta. Cum putem crede că oamenii cei mai privați de libertate, acaparați complet de dependență, întocmai pentru aceștia este suprimat și mai mult accesul la libertate? Oare mai avem timp în societate să discutăm despre lucruri pe care poate nu le înțelegem pe deplin? Astăzi e un început. Există speranță. Un alt tip de speranță. Doar pentru azi avem voie să fim oameni. Iar eu am venit să spun o poveste, dar am sfârșit împreună să trăim ceva ce sper să putem da mai departe, pentru că atunci când oferim și altora din experiența noastră, abia atunci putem să păstrăm ceea ce am dobândit. Vă mulțumesc!